Energie foarte puternică, asta este adevărat. Așa pot să zic că o să încep de la început. Și vă mulțumesc că aveți răbdare. Și tocmai din cauza asta vreau să mă lămuresc și cu YouTube-ul ca să reușesc să țin un live integru în asemenea cazuri, în special, nu e când pur și simplu discutăm și eu apar sau dispar. Bun. Știu că ați așteptat și eu m-am pregătit o jumătate de zi pentru acest live ca pentru un curs, la modul foarte serios. Și îmi pare foarte rău că se întâmplă ceea ce se întâmplă. Erau 220 de oameni în live, acum sunt 120. Dar de data asta, cu siguranță, se va înregistra. Așadar. Această relație cu mama este, de fapt, relația noastră cu viața. Și vreau încă o dată, da, până vă adunați, mai așteptăm un pic să vă adunați, să zic că această rană este, de fapt, rana sacră mamă, dacă pot să-i zic așa. De ce este rana sacră? Și de unde vine tot conceptul acesta de rană sacră? De la Jung inițial și după aceea alți autori au preluat. Dacă vă interesează pe tema asta, o să vorbim altă dată. Acum vreau să mă centrez doar pe relația asta cu mama și multidimensionalitatea ei. În general, noi zicem rană sacră pentru că este rana care ascunde misiunile voastre, a noastre. Acolo unde doare cel mai tare. Acolo unde nu vrem să vedem, nu putem vedea. Acolo unde este cea mai multă frică. Acolo este misiunea voastră. Dacă pe parcursul vieții această istorie a fricilor, a suferințelor revine, înseamnă că misiunea nu este cea pe care o cere Dumnezeu de la noi. Rana sacră în general, sau rana maternă sacră, pentru că noi mai avem câteva blocuri de răni, următoare este tata și pe el tot am de gând să lucrez. Pe rana maternă și relația cu mama în general sunt multe materiale, pe rana cu tatălui sunt foarte puțini. De asta eu mă voi uita la ele, la toate împreună cu voi. Indiferent dacă sunteți în cursurile mele sau nu. Consider că trăim timpuri prea importante pentru ca să-mi permit să tac despre asta. Deci noi avem rana maternă care este baza tuturor rănilor noastre. Avem rana paternă care ține de partea asta de carieră a noastră, anumite aspectele ale ei. Și după aceea avem rana bunicilor și după aceea din partea mamei și după aceea avem rana bunicilor din partea tatălui pe care le moștenim. Și când o să vină timp o să vorbim și despre ele. Și avem cea mai mare rană, rana cristică. Rana separării. Și toate pornesc dintr-o dualitate. Și această dualitate este
între a fi și a avea și a face. Mulți dintre noi confundă lucrurile astea și unii dintre noi au venit în această lume să facă anumite lucruri și alții au venit să facă alte lucruri și acolo se regăsește partea asta de misiune pe care o avem. Dar toți noi am venit să fim cineva. Și nu putem să fim cineva până când întreaga noastră ființă se blochează în aceste răni. De aceea începem cu rana maternă. Dacă noi ne uităm, în general, la... Eu nu o să le zic traume, pentru că dacă le zic traume, ne ducem cu totul în altă zonă și eu nu vreau să merg încolo. Sunt specialiști pe partea asta de traume și psihologie. Deci dacă noi ne uităm la rănile noastre, o să observăm trei modele de viață, în general. Imaginați-vă că ne-a bătut cineva foarte tare. În această bătaie există oameni care vor rămâne cu vânătăi și putem să le zicem că ăștia au un destin armonios. Lucrurile se întâmplă în viața lor din când în când, s-ar putea să fie anumite perioade mai dificile, dar în general omul se descurcă, are un destin armonios, s-a regăsit pe sine, îi face ceea ce îi place, poate că nu are partener, poate că se mai întâmplă niște lucruri, dar în general îi merge favorabil, să zic așa. După aceea, în această bătaie există alți oameni care rămân cu rănile deschise. Destinul lor este dramatic. Despre ei auzim lucruri bune de obicei, dar zicem, are o viață grea. A trecut prin multe. Acesta este destinul nostru dramatic. Și al treilea tip de bătaie pe care noi o luăm în viața asta, transformă întreaga noastră viață într-o tragedie și într-un fel de gaură neagră. Această gaură neagră absoarbe totul. Sunt oameni care intră dintr-o nevoie în alta, dintr-o pierdere în alta, dintr-o durere în alta și nu se mai încheie acest ciclu. E ca un fel de vortex care te preia și nu mai poți ieși din el. Modul în care noi trăim destinul nostru este legat de aceste consecințe ale bătăii. Eu pur și simplu încerc să vorbesc foarte simplu, ca să nu merg în partea teoretizată. Și acum când ne-am adunat, vreau să revenim la foi. Pentru cei care au venit acum, suntem 220, dar cineva scrie că nu mă găsește nicicum. Lumea îmi scrie că nu poate intra. Dați-mi voie să-i aduc și pe oamenii care ne caută. Pare foarte rău că se întâmplă asta. Da, pe YouTube n-a fost posibil, nu știu ce s-a întâmplat, dar n-a fost posibil. Din Facebook nu puteți intra, trebuie să intrați aici. Da.
E foarte ciudată. Tema asta e foarte încărcată energetic. Și e foarte încărcată tocmai de ceea ce ziceam legat de destinul și tipul de destin pe care îl avem. Da, să vină toți direct pe Instagram, cam asta este ideea. Altfel nu am cum. Deci eu răspund la oameni. Așa. Și mulțumesc leliților mele că au grijă să posteze pe canalul de Telegram. Intrați direct pe Instagram. Direct pe Instagram. Le zic la oamenii care nu pot intra direct pe Instagram când nu sunt aici prezent. Hai de capul meu. Și eu am amețit. Aducem lumina aici, lumina este. Ne rugăm să meargă bine și să ne ajute Dumnezeu să luminăm calea noastră. Așadar, avem două foi de hârtie. Pe una scrie mama, pe alta scrie eu. Începem să lucrăm. Ajungem. Cine nu a ajuns, asta este, îmi cer scuze, va vedea înregistrarea. Le punem pe podea și ne imaginăm un cadran. Un dreptunghi în fața noastră. Aranjăm foile în acel dreptunghi. Așa cum simțiți voi că trebuie să le aranjați, le întoarceți invers încă o dată, zic, ca să nu vedeți ce este scris pe ele. Le aranjați în spațiu și după aceea mergeți pe prima foaie care vă atrage atenția. Vă așezați pe ea cu ambele tălpi în picioare. Închideți ochii. Aveți nevoie de o inspirație profundă și după aceea de expirație. Și din nou inspirăm și expirăm. Ne permitem să închidem ochii. Și o să te rog în acest moment să-mi asculți vocea, nu să te uiți la imagine. Toată atenția se duce înăuntru. Chiar dacă gândurile tale vin și pleacă, toată atenția ta este pe modul în care se simte corpul. Da, cele gravide pot face, eu anunț că nu pot. Pe modul în care se simte corpul tău. Și devii atentă, atentă. La tălpile tale. La modul în care se simt gleznele, genunchii. Coapsele. Pur și simplu îți scanezi corpul. Pur și simplu îți scanezi corpul. Unde este încordat, unde este relaxat. Ce se întâmplă în interiorul tău? Care este emoția pe care o simți? Ce îi vine corpului tău să facă în acest moment? Vrei să rămâi pe această foaie sau vrei să ieși? Nu contează pe ce picior. Nu contează cum stați, gârbovit sau drept. Contează doar să aveți tălpile pe una dintre foi. Și apoi o să vă rog să inspirați, să expirați profund și să ieșiți de pe foi prin partea voastră stângă. Deci este ca și cum ai face o rotație. Și a ieșit de pe această foaie.
Dacă ați intrat mai târziu în live, o să puteți face exercițiul după ce se termină, că el rămâne înregistrat. Și acum vom intra pe a doua foaie și din nou vom închide ochii. Inspirație și expirație profundă. Și scanezi propriul corp, ce se întâmplă în tălpi, ce se întâmplă în glezne, genunchi, coapse, pântec, plex solar, mâini, inima, zona gâtului, maxilarul tău. Vârful capului. Unde este încordarea? Ce vrea să facă corpul tău acum? Și după aceea, din nou, pe partea voastră stângă, ieșiți de pe foaia asta și întoarceți-le. Și uitați-vă pe ce foaie, ce ați simțit. Ce ai simțit pe foaia mamii, ce ai simțit pe foaia ta. Și împărtășiți în comentarii un pic cu mine. Iar după aceea eu o să vă spun care este secretul cu dreptunghiul și locul foilor pe în spațiu. Aștept să reveniți și să-mi spuneți. Aceeași senzație. Uh-huh. Fiori. Uh-huh. Încordare și relaxare. Frică de mine, Alexandra. Morțeală mâini pe ambele. Mai bine m-am simțit pe mama, pe foaia mamei. Nerăbdare și grabă cu mama. La fel. Eu citesc ce scrieți. Atunci când apare răsturnarea pe spate, este fugă. Vreau să știți acest lucru, este, mă dau la o parte. Atunci când apare în față, este nevoia de a te apropia de acel om. Este un exercițiu din constelații care ne permite să simțim și să înțelegem ce se întâmplă în noi și în atitudinea noastră față de acel om. Nu este un exercițiu de ghicit și de manipulat pentru ca să simțim ce simte celălalt. Adeseori simțim ce simte celălalt, dar de fapt este despre modul în care știi tu să reacționezi la anumite lucruri în viața ta. Și acum, hai să vorbim despre acel pătrat. Dacă noi împărțim, rețineți aceste senzații pentru că voi reveni la ele. Dacă noi împărțim, ipotetic, acel dreptunghi, să zicem, pătrat, în trei, atunci, în mod normal, o relație echilibrată cu mama este o relație în care mama este în primul separeu, ca să zic așa. Acolo este locul neamului, acolo este locul strămoșilor, acolo este locul celor care ne susțin în această viață. În al doilea separeu ar trebui să fiți voi.
Și dacă mama nu mai este în viață, nu contează, rămâne în cap toată treaba asta. Ar trebui să fiți voi. Dacă ați pus foile alături și ele sunt în al doilea cadran, atunci, în viața voastră, partenerul joacă rol de mamă sau voi jucați rol de mamă pentru partenerul vostru. Dacă mama este sus în ultimul cadran, atunci ea are pentru voi rol de copil, de care aveți nevoie să îngrijiți. Atenție, dacă mama nu este în viață și ea apare acolo sus, atașamentul este atât de puternic încât nu puteți avea grijă de proprii copii și s-ar putea să apară și probleme de fertilitate sau probleme de naștere. Viața devine foarte grea. Pentru că locul strămoșilor este în spatele nostru. Deci trei cadrane, încă o dată. Ca și cum, iată, trei. Primul cadran de jos, cel mai aproape de voi, sunt strămoșii. Acolo ar trebui să fie locul mamei. Pe mijloc sunteți voi și în partea de sus, cel mai departe de voi, sunt copiii voștri, în mod normal. Este viitorul. Deci trecut, prezent, viitor. Strămoși, părinți, copii. Dacă sunteți voi sus, iar mama este în mijloc pe al doilea, înseamnă că trăiești viața în concordanță cu prescripțiile materne. Eu imediat o să vorbesc despre aceste tipuri diferite. Ambele sunt sus, relația este una de copilărie, deci asta ar însemna foarte mult joc și, pe de altă parte, foarte mult conflict, încordare. Conform legilor neamului, strămoșii sunt primii. Noi suntem pe mijloc, copiii noștri sunt în viitor. Deci, în mod normal, fluxul dragostei, zice Hellinger, vine de la strămoși la nepoți. Și atunci, lucrurile în viața noastră nu mai sunt atât de dureroase. Sau, așa cum ziceam, viața, destinul nostru este unul echilibrat. Nu este unul în care ajungem să trăim fie tragedii, fie drame. Orice așezare a acestor două foi în spațiu, care nu corespunde acestui algoritm, determină probleme de diferite tipuri. Nu contează că ați înțeles sau nu, inconștientul și-a făcut treaba, eu nici n-am dat instrucțiunile astfel încât voi să înțelegeți ce aveți de făcut ca să fie corect. Pentru noi acum este important să înțelegem ce se întâmplă în interior. Și modul în care eu o să vorbesc și cei ce o să vorbesc mai departe, o să agațe pe multă lume și veți simți că aveți nevoie să reacționați într-un anumit fel. Veți simți poate că furii, veți dori să ieșiți din live, veți dori să adormiți, faceți ce vreți voi. Este atitudinea voastră față de propria viață, nu este atitudinea mea. Deci voi aveți de ales acum să rămâneți în necunoaștere până când și să rămâneți mirați de ceea ce auziți. Mintea o să zică vreau mai mult. Vreau să înțeleg mai multe, vreau să știu mai multe. Rămâneți până la sfârșit și auziți ce am de zis, că am multe lucruri de zis. Eu le-am compactat în această oră pentru ca să ofer cât mai mult din ceea ce știu și simt și înțeleg. Atunci când voi sunteți pe locul strămoșilor, cum ar veni, încă o dată, acest cadran împărțit în trei, da? Foile voastre trebuie să stea în următorul fel, mama cât mai aproape de voi, în fața mamei voi și dacă am făcut și copilul vostru, atunci el trebuia să stea în fața voastră. Dacă sunteți pe locul părinților voștri sau pe locul strămoșilor, ceea ce se întâmplă este
că probabil că în neam a avut loc o anumită tragedie la un moment dat și copiii și-au asumat rolul de părinți. De aici vine dorința noastră de a o face pe mama să înțeleagă niște lucruri, de a o face pe mama să acționeze altfel decât acționează. De aici vine, este o întrebare din asta, cum să fac ca să nu mai doresc să o schimb pe mama. Deci dacă sunteți pe locul strămoșilor, tot timpul să faceți asta. Dar în același timp, dacă sunteți pe locul strămoșilor, toată energia voastră va merge cât întregul neam. Și nu vă rămâne putere, forță, obosiți foarte repede, vă plictisiți foarte repede, cădeți în stări depresive foarte rapid, pentru că nu este locul vostru acolo. Această sintagmă românească veche, omul potrivit la locul potrivit, este și despre legile neamului. Fiecare dintre noi trebuie să stea acolo unde este locul. Altfel, ceea ce se întâmplă este că începem să trăim viața altora. Dacă voi sunteți în viitor, iar mama este în prezent, încă sunteți într-o relație de mamă-copil, chiar dacă aveți o anumită vârstă. Asta înseamnă că s-ar putea mama supere pe voi, să vă spună ce aveți de făcut, voi să intrați în rebeliune, să intrați în conflicte cu ea. Pentru că deveniți adolescenți încet, încet. Deci toate lucrurile astea de loc al tău în sistem sunt legate de unde vrei tu să stai. Noi acum nu o să facem partea de vindecare cu voi. Dacă va fi mai nevoie, voi reveni în altă șezătoare cu partea de vindecare. Dar vreau înainte de asta să înțelegeți niște lucruri, să înțelegeți unde sunteți. Încă o dată, destinul nostru se poate manifesta în funcție de rănile pe care le-am trăit. Ca vânătaie pe corp, destul de armonios. Anumite lucruri se întâmplă, dar majoritatea sunt ok. Dramatic, atunci când rănile sunt deschise, sunt vii. Trăiți tot timpul tot felul de dramă, trădări, abandon, respingere, frică, neîncredere și tot așa, furie. Și avem ultima parte de destin, este destinul tragic. Acest destin e ca o gaură neagră care ne înghite și nu mai ieșim din durere. Cam 80 și ceva la sută din oameni trăiesc cu rănile deschise. Când vorbim cu partenerii noștri, cu copiii noștri, cu șefii noștri sau cu subalternii noștri, ajungem să vorbim din acel loc al rănii. Deci ceea ce vedem în fața noastră nu sunt oamenii așa cum sunt ei, ci sunt proiecții ale durerilor noastre. Cum se întâmplă lucrul acesta este că tu aștepți deja cu acea parte din rațiune care este în inconștient să fie criticat, fie trădat, fie rănit, fie respins. Și asta se va întâmpla. Pentru că tu vei face tot posibilul prin comportamentul tău ca să atragi o asemenea atitudine. Și aici nu e vorba de legea atracției, pentru că nu e despre asta. Este vorba despre modul în care eu mă comport și reacția pe care o primesc. Efectul Pygmalion se numește asta. Deci, peste 80% din oameni în această lume trăiesc în ideea că ei sunt un nimeni, că ei nu merită, că ei nu sunt destul de buni. Dacă ați crezut că sunteți singulari prin asta, nu sunteți. Cam 15% trăiesc o viață tragică. Sunt oamenii despre care auzim aceste istorii și care ne îngrozesc. În majoritatea cazurilor, acești oameni ajung să-și servească
nefericirea, ajung să-și servească tragediile. Tocmai pentru că acolo nu există ce se numește conștiință de sine. Nu există răspuns la întrebarea cine sunt. Nu există răspuns la întrebarea care este atitudinea mea față de propria misiune. Nu există răspuns la întrebarea unde sunt eu aranjat în această lume. Ce relație am eu cu această lume. Pentru ce ne sunt date toate. Și nu există sau e foarte puțin contact cu sine. Deci sunt oameni care sunt orientați tot timpul în afară. Este clar despre ce zic eu? Vă rog să-mi dați un semn ca să înțeleg că vorbesc clar pentru voi. Atunci când rolurile neam, în general, nu doar cu mama, acesta este exercițiul cu mama pentru că tema de astăzi este asta, sunt mixate, ceea ce se întâmplă este că dintr-un destin armonios, alunecăm în rana noastră deschisă și după aceea alunecăm în tragedii. Deci nu există să se nască cineva și să trăiască tragedii după tragedii. Există modul în care eu reușesc să văd ce se întâmplă cu mine și modul în care eu reușesc să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să vreau să ies de acolo. Cei care vin în viața asta cu vânătăi sau care trăiesc cu vânătăi sunt oameni care se uită înspre evenimentele din viață și zic interesant. Exact asta s-a întâmplat astăzi. Interesant, YouTube n-a mers, Instagram n-a mers, oamenii nu știau unde să vină, cum am comunicat eu. Pentru mine asta era interesant să văd cât de bine am comunicat eu, unde mă pot găsi dacă nu mă pot găsi în altă parte, cât de mult mă ascund eu de oameni, de fapt, și tot așa. Eu vă dau exemplu ăsta doar ca să vă gândiți la propriile voastre vieți. Și există un procent infim, 0,3 și 0,003 de oameni care pot să se numească pe sine autorii propriilor vieți, care dețin un control de sine, care reușesc să privească viața ca un fel de joc, quest, pentru a înțelege unde îi îndreaptă. Nu-i nevoie de mai mult, zic ei. Toate sunt exact așa cum sunt. Vreau să înțelegeți că acest exercițiu pe care noi l-am făcut doar vă dă o idee despre unde vă aflați și de ce este relația cu mama și ce se întâmplă în povestea asta cu mama. Și se întâmplă următorul lucru. Cum am zis, pentru noi există două verbe majore. Eric Fromm cred că zicea că sunt a fi și a avea. Eu să zic așa, a fi și a face. Acest a fi ne conectează pe noi cu mama natură. Cu tot ceea ce înseamnă pentru noi Dumnezeu. Cu tot ceea ce înseamnă dragoste care nu cade, susținere permanentă. Cu tot ceea ce înseamnă am toată siguranța că sunt în locul potrivit. Am toată siguranța că tot ceea ce se întâmplă cu mine este ok, chiar dacă nu-mi place. Pot să-mi permit să văd atitudinea mea față de lucruri, pot să-mi permit să văd emoțiile mele, pot să-mi permit să-mi văd furia și tot așa. Asta este modul în care noi suntem concepuți. Pe de altă parte, este a face. Acest a face este întotdeauna cultural. Noi învățăm de mici că vom fi apreciați și iubiți dacă facem ceva în viața asta. Dacă facem ceva în viața asta, înseamnă că suntem destul de buni, înseamnă că merităm, înseamnă că devenim cineva. Majoritatea dintre noi, cei care se află în rană,
nu se pot regăsi pe sine. Și zic că nu se pot regăsi pe sine, tocmai pentru că ei fac tot timpul ceva. Cum știți că sunteți în a face sau în a fi? E foarte simplu. Întrebați tot timpul cum să fac. Cum să ies din starea asta. Cum să fac. Și atât imaginați-vă că un pui este conceput. Un copil este conceput. Chiar dacă mama își dorește foarte mult acest lucru, ea nu are niciun control de facto asupra situației. Inclusiv femeile care fac FIV. Nu știu când și cum se va întâmpla sarcina. Atât timp cât noi suntem în pântecul mamei, mama nu face nimic. Ea se alimentează, ea merge la medici, e adevărat, dar ea nu face nimic pentru că nu poate influența ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Ăsta este un nivel de dragoste pe care noi toți îl căutăm. Ăsta este nivelul de dragoste. Eu am pregătit aici pentru voi niște carduri, ectele. Acesta este nivelul de dragoste pe care noi toți îl căutăm. Nivelul mamei sacre, a mamei natură, cea care te iubește pentru că tu ești. Erich Fromm în Arta de a iubi zice că iubirea mamei este necondiționată și că toate mamele, fie te iubește, fie nu te iubește din start. Eu nu sunt de acord cu el. Deci noi venim în lume cu amintirea aceasta. Cu amintirea lui a fi. Sunt safe pentru că exist. Mă iubesc pentru că exist. Am ce mânca pentru că exist. Sunt iubit pentru că exist. Încă o dată, sunt iubit pentru că exist. Asta este amintirea și asta este nevoia noastră de la mamele noastre. Exact, iubirea divină. Mama natură, care are grijă de noi în toate modurile posibile, fără ca să existe o intervenție. Fără ca să existe o intervenție. Armonie, exact. Dragoste care nu cade. Dragoste pe care noi o căutăm după aceea toată viața noastră. Și ne naștem. Și momentul nașterii, chiar dacă el este planificat, exact momentul nu-l cunoaște nimeni. Acesta este adevărul. Oricât de planificată nu ar fi nașterea noastră sau nașterea cuiva în această lume, dacă sunteți însărcinate, nu avem de unde să știm ce se va întâmpla. Deci nu există control al capului asupra corpului. Această amintire a dragostei divine, eu o să fiu șmecheră, și o să zic că este din perioada intrauterină. Dar ea este de mult, de mult, de mult, de mult în fiecare dintre noi. Și copilul se naște și mama începe să se simtă obligată să facă ceva. Să aibă grijă de copil, să-l hrănească, să-i schimbe scutecul, mai târziu să-l învețe să meargă, să-l învețe să se comporte, iar să-l hrănească, iar să-l învețe, iar să-l hrănească, iar să-l învețe. Și aici intră în funcțiune partea noastră culturală, modul în care ea a fost crescută, modul în care cultura respectivă își crește copiii, modul în care școala a influențat-o, modul în care rănile ei au influențat-o. Dacă ea este o rană vie, ceea ce va transmite va fi această rană vie. Cu cât e mai puternică influența mamei în a face ceva, sau a nu face ceva, cu atât mai tare apare în noi dorul de acea dragoste în care noi eram iubiți pentru că existam. Și aici începe conflictul cel mai puternic din interiorul nostru,
căutarea aceasta a uniunii, în care tu nu erai separat de mama, în care mama ta asta era întotdeauna cu tine. Și întâlnim în lume de această mamă, care este o împărăteasă, care face întotdeauna. Astea sunt cele două carduri de bază pentru maternitate. Deci în loc să ajungem să fim iubiți doar pentru că existăm, în modul ăsta foarte natural, eu o să mă joc un pic cu aceste imagini, ceea ce căutăm și ceea ce se întâmplă este asta. Dacă noi ajungem să vindecăm cel puțin rana maternă, și asta este posibil, atunci ce se deschide în viața noastră este, unu, responsabilitate. Noi putem să ne asumăm responsabilitatea pentru sine și pentru ceilalți, dar nu pentru cei care nu merită. Pentru că adeseori asta se întâmplă, noi devenim mame pentru alții decât cei care ar trebui să aibă parte de grija noastră. Deci, responsabilitate adecvată, încredere și dragoste. Asta se întâmplă atunci când noi vindecăm partea asta de rană maternă. Deci, dacă suntem cu vânătăi sau cu răni sau ajungem să trăim destinul tragic, noi devenim cele mai bune mame, noi femeile, dar nu pentru cei care trebuie. Gândiți-vă la viața voastră. Și există în cazul ăsta două întrebări, așa cum ziceam. Prima era cum. Cum să ies din asta? Și asta este întrebarea greșită, pentru că ea te pune pe poziția lui a face. Și atunci o să vedeți, tu devii ca mama ta, care face. Și noi, cu cât mai mult face ea, cu atât mai tare vrem să fugim. Și a doua poziție, care conține răspunsul greșit la întrebarea de ce mi se întâmplă mie asta, este mama și tata sunt vinovați. Acest mama și tata sunt vinovați te va duce la ideea că neapărat trebuie să vorbești cu ei ca să le exprimi pretențiile tale. Sau să le scrii tot felul de scrisori. Deși ele și-au locul, dar într-un anumit moment. Și te va conduce spre ideea că dacă tu aveai altă mamă, lucrurile se întâmplau altfel în viața ta. Nu se întâmplau. Faptul că există această realitate și că tu ești exact în această realitate spune despre un singur adevăr, că tu ești exact acolo unde ai nevoie să fii pentru ca să te poți descoperi pe tine. Dacă noi ieșim din copilărie, din infantilism, înțelegem lucrul ăsta. Că noi suntem exact acolo unde trebuie să fim și că în copilăria noastră s-au întâmplat exact acele lucruri care trebuiau să se întâmple. Și din păcate, asta nu justifică abuzurile, dar din păcate, mulți dintre noi au trecut prin abuzuri și s-au trezit în această gaură neagră a destinului. Dar de acolo, singura ieșire este nu să mă întreb cum sau cine este vinovat, ci care este pasul pe care l-am de făcut și să fac acel pas. Și acum, nu contează la câți copii dai naștere, contează modul în care reușești ca mamă să faci lucrurile fără ca ei să vrea să trăiască viața ta ca să te salveze. Pentru că procesul este foarte ciudat. În căutarea asta a mamei divine, despre care vorbeam mai sus, această mamă. Ceea ce facem noi este că abordăm două modele de comportament.
Și eu vorbesc de toți noi ca și copii, și băieții, și fetele mamelor noastre. Și copiii noștri exact asta fac. Sunt două modele de comportament. Pentru că nouă ne este foarte dor de dragostea divină, de mama divină, de mama natură. Vom face tot posibilul ca mama noastră fizică să începe să semene sau să-și amintească și ea cum este această dragoste pe care să ne ofere. Modul în care o facem este cel despre care vorbeam în postare. La nivel inconștient, copiii adoptă două atitudini. Una, mama, eu o să mor în locul tău și asta înseamnă că în calitatea lui de copil se va îmbolnăvi, se va jertfi în permanență pe sine pentru ca tu să poți să-ți amintești cine ești. Asta înseamnă că acel copil va avea soarta ta ca mamă sau unui strămoș. Pentru ca tu să-ți poți aminti cine ești. Întotdeauna în această mitologie, poveste inconștientă a noastră, va exista elementul de jertfire. Unii copii decid să se autojertfească și se îmbolnăvesc și devin mici și tăcuți pentru ca să nu o supere pe mama. Mama, eu o să mor în locul tău. Și sunt cealaltă parte de copii care zic, mama, eu te voi omorâ. Și aici jertfa sacră în numele dragostei, sper că înțelegeți despre ce vorbesc, este mama de data asta. Și cum se întâmplă lucrurile? Copilul este hiperactiv, nu vrea să învețe, devine rebel în adolescență, sunt tot felul de dependențe, este foarte nefericit și tot așa, pentru ca tu iarăși să te trezești din acest somn monstruos în care ești. Somnul în care nu știi cine ești de fapt. Iar nu știi cine ești de fapt vine din povestea ta cu mama ta. Deci, încă o dată, în capul nostru există o ruptură foarte puternică între cine este mama de fapt și acea amintire intrauterină a vieții în care exista fără ca să intervină cineva. A vieții pe care nimeni nu o dirija. Pe care chiar dacă încearcă să o dirigeze prin medicamente, ea oricum își vede de viață. A curgerii. Această luptă permanentă a noastră în capul nostru face ca să urlăm la mamele noastre. Mama, eu te voi omorâ. Să ne atacăm mamele noastre și le învățăm cum să trăiască. Sau, invers, să devenim submisivi total mamelor noastre ca ele să poată să ne dirigeze viața. Mama, eu te voi salva. Da? Voi muri în locul tău. Tot secretul în toată istoria asta cu mama este să renunțăm, să căutăm de la mama fizică ceea ce am avut acolo. Dar asta este cam greluț de realizat. Pentru că mintea noastră tot timpul se caute. Mama asta divină este un arhetip. Încă o dată, arhetipul este un model pe care noi îl avem la nivel inconștient. Fie individual, fie colectiv și pe care îl urmăm. Pentru moment, ceea ce o să vă rog este să vă uitați pur și simplu la această informație, să analizați, fără ca să vă aruncați în jertfă de sine sau de ceilalți, în sensul de eu-s vinovat sau celălalt e vinovat. Da, noi suntem în aceste două roluri până când nu înțelegem și nu ieșim din ele, Valeria. Nu există alte roluri.
Atunci când tu pleci de acasă și nu vrei să mai comunici cu mama ta, zicând că este narcisist, eu nu vorbesc de tine, da? Asta înseamnă, mama, eu te voi omorâ. Atunci când tu trăiești o viață nefericită și întâlnești un abuzator, este mama, eu voi muri în locul tău. Atunci când tu te descurci foarte bine la job și ai o carieră foarte bună, dar relațiile tale spleaznă, asta înseamnă, mama, eu te voi omorâ. Și tot așa. Mai am un pic de vorbit, mă mai așteptați? Mai aveți răbdare? Sau mai lăsăm și pe data viitoare să-mi ziceți că eu pot să vorbesc mult și bine, că-s profă. Da, puneți semne ca să văd. Că mi-e ies... Bun. Sigur, Ana, nu ne salvează nimeni, de fapt, și nici noi nu ne salvăm părinții, ci pur și simplu preluăm destinul lor și îl ducem mai departe și copiii noștri exact asta fac. Fie devin rebeli și refuză să fie ca noi și atunci se duc în lumea largă și le se întâmplă tot felul de chestii, fie urâte de obicei, fie trăiesc viața noastră, stau alături de noi, chiar dacă sunt la mii de kilometri distanță. S-ar putea ca aceste două strategii de viață să se schimbe pe parcursul timpului. Observați, pur și simplu observați. Urmăriți-vă pe voi și dacă aveți copii, o să reușiți să înțelegeți ce se întâmplă cu ei. Bun. Deci există acest arhetip mare al mamei. Mama ideală, îmi place mie să-i spun, sau mama divină. Și nu degeaba, asta e măicuța Domnului, care pe toate le iartă, pe toate le înțelege, care te iubește necondiționat și care nu intervine. Pentru că mama lui Iisus Hristos nu a intervenit în viața lui deloc. Singurul moment în care ea a fost supărată este când el a mers în templu și nu puteau găsi. Dar și atunci erau altfel de atitudine. Deci este o mamă care nu face. Este o mamă care este prezentă, pur și simplu. Care i-a dat mâncare, dar n-a transformat asta într-o jertfă. Care a acceptat faptul că el va muri pe cruce pentru alții și n-a transformat asta într-o jertfă a ei, ci și-a urmat fiul și tot așa. Mama divină se manifestă la trei niveluri. Deci noi putem avea, de unde se trage rana, o să încep să vorbesc acum. Și pe mine, Ana Maria. Deci noi putem avea un conflict cu acea mamă divină și putem avea un conflict cu mama noastră pământească. Noi putem avea conflict cu amândouă. Care sunt consecințele sau cum puteți să detectați care este conflictul pe care îl aveți? Asta e conflictul primar. Pentru că noi astăzi vorbim despre mama, doar. Nu ne ducem spre bunici. Conflictul primar cu mama divină vine din viața noastră intrauterină, în care s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat o rană primară. În povești vindecătoare, noi avem două povești care explorează acest domeniu. Eu nu zic încă care sunt, pentru că cei care acum sunt în povești, ei încă sunt în proces de muncă. Deci, la nivel de materie, la nivel de familie și la nivel de uter, sunt trei zone mari, feminine, care ne pot povesti că există o rană sau există o vânătaie sau există un conflict. 1. Atunci când îți cad de mână lucrurile, atunci când tu vrei să faci ordine perfectă și după aceea vergi găleata cu apă, atunci când tu ai făcut o reparație perfectă la tine în apartament și începi să scurgă țevile, atunci când spargi vaza preferată a cuiva din familie, este un conflict la nivel de materie. Asta înseamnă atitudine față de corp. Altfel zis, atitudine față de tot ceea ce există în lumea asta,
ca material fiind. Tot în acest caz, o să observați o altă chestie care vi se întâmplă. Banii sunt doar de cheltuială, nu reușiți să-i puneți deoparte și ei dispar atunci când apar. Apar și imediat apare ceva pentru care banii s-au dus. Această rană maternă influențează și modul în care noi creăm familiile. Parteneri care vin în viața voastră și după aceea dispar fără nicio explicație. Prieteni cu care aveți senzația că împărtășiți o lume întreagă și vă trădează sau dispar. Și tot așa. Deci, în mare măsură, rana maternă influențează și acest domeniu. Frica să nu pierd, de acolo vine. Și la nivel de uter este a treia mare zonă. Incapacitatea voastră de a vă mișca. Incapacitatea de a începe ceva. Și toată această gamă legată de fertilitate, fie că este vorba de fertilitate fizică, copii, fie că este vorba de fertilitate emoțională, am în vedere cât pot să ofer celorlalți, cât timp pot să dau celorlalți, cât bunăvoință am față de ei, sau fie că este vorba despre fertilitate mentală, proiectele pe care eu le fac. Deci, dacă acolo există începuturi și nu poate fi sfârșit, sau sunteți blocați așteptând să treacă frica, să treacă vara, să treacă amânarea asta a vieții, ea vine întotdeauna din această zonă a segmentului uterin. Da, Marina, este despre tine cu țevile. Vă scuz că am dat exemplul tău, dar el este prea util ca să poți trec cu vederea. Deci toate aceste moduri în care mama natură și conflictul nostru cu ea are loc, la nivel de familie, așa cum ziceam, la nivel de materie sau la nivel de uter, de a reuși să nasc ceva pe lumea asta, indiferent dacă sunteți bărbați sau femei, ele vin în viața noastră pentru ca să ne creeze identitatea. Și aici e marea șmecherie a naturii. Suntem bătuți, suntem răniți pentru ca să ne descoperim. Încă o dată, nu pentru că cineva vă vrea rău, nu pentru că cineva își dorește ca noi să fim nefericiți, ci pentru că singurul mod în care putem ieși din această capcană a ego-ului nostru este crăpătura. Deci dacă cu voi se întâmplă aceste lucruri despre care am vorbit până acum și voi vorbi și mai departe, atunci întrebarea întotdeauna este cine sunt eu de fapt și ce am de făcut în lumea asta. Ele sunt de fapt 6 întrebări. Cele pe care vi le-am spus înainte și pe care o să le repet. Cine sunt? Prima întrebare. Unde sunt? A doua întrebare. Ce relație am cu lumea? A treia întrebare. Pentru ce sunt toate astea? A patra întrebare. Nu pe nivel de victimă, dar pentru ce? Din curiozitate. 5. Care este contactul meu cu sinele meu, cu minele meu cel adevărat, cu cine sunt eu în afara măștilor? Și 6. Care este atitudinea mea față de misiunea pe care o am? Astea sunt cele 6 întrebări la care fiecare om în viața asta are nevoie să răspundă. Dacă se face că plouă, cum îmi place mie să zic, va trăi în iad. Rănile devin tot mai mari și mai mari până când se transformă în acel vortex din care nu mai poți ieși. Și acum hai la mama. Deci, dacă aveți acest tip de probleme, este legat de contactul vostru cu natura și de încrederea pe care voi o aveți în natură. Dacă însă sunt legate de relația cu mama noastră fizică, atunci
Vă rog să ascultați și această istorie. Cineva zice, aveți grijă pe cine angajați să vă facă reparații. E foarte bună remarcă, mulțumesc. Mulțumesc, este un mesaj din partea îngerilor pentru mine, acum. Și pentru fete, probabil. Live-urile toate sunt înregistrate. Toate. Bun. Am zis că 11 este un cod legat de maternitate și de relația noastră cu mama. Și așa este. Și acum eu o să vă-l descriu și să vedem dacă suntem așa. Deci contactul nostru cu mama poate da câteva tipuri de manifestare. Primul tip de manifestare, acest 11, este hipermaternitatea din noi. Devenim mame pentru toată gașca. E o femeie care naște tot timpul. Eu nu vorbesc de copii. Ea naște tot timpul. Pisici, câini, copii, vecini, bătrâni, tot ce vrei în lumea asta. Dar, după ce a născut, nu prea are grijă de aceste ființe sau făpturi. De obicei, în relație, bărbatul, partenerul de viață, ajunge să fie pe ultimul plan. Pentru că primii sunt copiii, școala, grădinița, job-ul, whatever. Dar soțul ei sau partenerul ei de viață ajunge să fie pe ultimul plan. Ea nu oferă libertate. Deci, hai să zicem o chestie ipotetică și eu vă rog să nu vă supărați pe mine, pentru că o fac doar pentru ca să ne vedem și să schimbăm lucrurile. De exemplu, tu mergi pe stradă și există un caz foarte special pe care eu pur și simplu îl vociferez. Mergi pe stradă și vezi pisici părăsite, le aduni, faci deparazitare, faci vaccine și le plasezi în alte familii. Este onorabilă treaba asta. Doar că atunci când tu le plasezi în alte familii, ce faci este că suni și te duci să vezi dacă această pisică va fi îngrijită și te obligi să suni la fiecare două luni la oameni să-i întrebi ce mai fac și dacă pisica este vie și tot așa. Asta este o incapacitate de a lăsa lucrurile să crească în viața ta. Caracteristica de bază este că acest om nu poate ieși din trecut. Se va ține agățat permanent de copii, de job, de prinț, de orice în lumea asta. Dar toate pentru că cuvântul cheie pentru ea este putere. Asta este modul vostru de a menține și de a deține puterea. Eu o să merg un pic mai dur așa, mai cu săgeți, cum îmi place mie să spun. Dar încă o dată eu o fac pentru ca să vă trezesc. Dacă copilul pleacă la grădiniță, dacă copilul pleacă la școală, atunci mama intră aproape în depresie. Nu mai vorbesc de faptul că o pleca peste hotare, deci nu există așa ceva. Iar dacă există, va fi sunat de 70 de ori pe zi ca să vadă dacă a mâncat, chiar dacă are 40 de ani, să vadă dacă a dormit bine, chiar dacă are soție și tot așa. Este o ființă foarte intuitivă. Deci vreau să știți că dacă vă regăsiți în această descriere, aveți o intuiție și un instinct excepțional pe care îl puteți folosi pentru creație. Cum încă mai puteți să vă dați seama că sunteți în această categorie? Ipotetic vorbind. Odată, nu știți cine sunteți, nu știți unde vă terminați voi și unde începe celălalt și nu țineți minte ce vorbiți. Dacă vă întreabă cineva ce ați vorbit 3 minute înainte, nu mai știți. Asta este primul model. Modelul cordonului umbilical, îi zic eu. Ce vor face sau ce fac copiii acestor mame? Ei se vor simți obligați să susțină toată viața această mamă. Ei vor fi cei pe care îi veți auzi spunând: mama este cea mai bună prietena mea. Nu există cineva mai apropiat decât ea. Dar dacă tu pleci, ea se îmbolnăvește. Copiii sunt de obicei sub
puterea ei totală. Dacă aveți asemenea soți sau dacă sunteți voi în asemenea ipostază, trebuie să-mi ajut mama. Și permanent ajutorul ăsta care te face să negi că tu ai o familie. Sau că ai alte lucruri de făcut. Deci copiii vor fi în majoritatea cazurilor sub puterea totală a acestor mame, dar rebeli vor fi nepoții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă voi sunteți fiica unei asemenea mame, foarte posibil că copiii voștri vor deveni rebeli. Și eu nu vorbesc de rebeli în sensul bun al cuvântului. Pentru că există rebeli buni și mai puțin utili, să zicem. Și când această mamă pleacă, noi copiii ei putem deveni singuri, pentru că mama, eu voi trăi în locul tău. Sigur, dacă mama pleacă, cineva trebuie să-i ocupe locul dacă noi nu o mutăm acolo în spate la strămoș și acceptăm cu durere că ea nu mai este. În acest caz este nevoie de tăiat cordonul umbilical, nu doar când pleacă, ci în toate aceste cazuri. Dar pentru ca să o tai, ai nevoie de foarte mult curaj. Asta nu înseamnă că nu-ți mai suni mama, că nu mai vorbești cu ea, că nu mai susții ca fiică sau ca fiu, dar asta înseamnă că așezi lucrurile exact acolo unde trebuie să fii. Fiecare este în zona lui. Al doilea tip sau tipaj este așa numită mamă erotică, mama eros. Acest tip de femeie, eu vorbesc în mod special de femeie, este femeia a cărei instinct matern doarme. Expresia ei de bază este: mama, eu să-ți arăt că sunt mai puternic decât tine. Ca să răspund la întrebările celelalte, nu, nora nu trebuie să taie cordonul, vă rog, pentru că voi deveniți atunci, pentru partenerii voștri, acea mamă. Și ce vor face ei este că vor fugi. Imediat. Lăsați-i să aibă relația lor cu mama lor. Lăsați-i să aibă relația lor cu mama lor, iar voi luați niște dulceață de gutui și duceți-vă la mama în vizită. Asta este singura chestie pe care o puteți face. Realmente, nu luptați cu mamele soacre, veți pierde întotdeauna. Întotdeauna. Pentru că este acest tip de mamă. Deci, femeia numărul 2 sau influența numărul 2 a mamei, reacția noastră la această rană maternă este: mama, eu o să-ți arăt că sunt mai puternic decât tine. Ce vom face? Vom dezvolta foarte puternic componenta erotică din interiorul nostru. Astea sunt femeile care de obicei intervin în alte familii. Sunt femeile care fac atacuri de panică, au neliniște permanentă, au conflicte tot timpul și interesul lor pentru viață este în general un interes erotic. O să le vedeți că sunt aranjate. Sunt femei care de obicei nu neapărat sunt foarte frumoase, dar au un sex appeal de îți dispar cuvintele din gură, ca să zic așa. Dar nu mai acționează deloc ca mamele. Deci ele, practic, își pedepsesc mama. Cam asta se întâmplă. Distrugând tot felul de familie. De obicei, astea sunt așa numitele femei împărătese. Al treilea tip sunt mame cu care noi, sau sunt femeile care se identifică total cu mama lor. Mama este idealizată, ea este zeu. Și aici sunt sunete de 7 ori pe zi. Sunt femei care nu pot crea relații. Pentru că relația lor, cea mai importantă din viața asta, este relația cu mama. Fug de responsabilitate, fug de viață. Sunt femei pe care le vedeți, care nu au, indiferent ce se întâmplă în viața asta, ele nu strălucesc. Dacă ochii ei strălucesc 5 minute, după asta ea 2 luni are de lucru de obicei. Sunt foarte morale, foarte corecte, se adaptează ușor. Iar dacă totuși
ajung să aibă relații, atunci soțul sau partenerul de viață devine mamă pentru ele, nu ies din cuvântul lor, sexul din relație dispare, pentru că, de fapt, această femeie trăiește viața mamei ei. Și, la nivel inconștient, niciun soț și niciun partener, de facto, nu vrea să se culce cu mama ta. Și atunci sexul dispare. Și de obicei dispare din partea lui dorința sexuală. Verificați acest grad de obediență și de idealizare a mamei voastre. Pentru voi este foarte dureros să percepeți diferența dintre mama divină și mama pământească. Și atunci ceea ce faceți este că le mixați în interiorul vostru și idealizați o femeie care v-a crescut, care v-a iubit, care vă iubește enorm și pentru care trebuie să avem toată dragostea și recunoștința, dar ea nu este ideală. Cam asta e istoria. Un alt tip este cel care... Deci avem un tip care se identifică total cu mama și avem un alt tip care fuge de mama. Mama, eu nu o să fiu ca tine niciodată. Și ziceți-mi dacă nu cunoașteți această istorie. Eu nu voi trăi mama, viața mamei mele, eu nu voi fi ca mama niciodată. Tot ce vrei tu, dar nu ca mama. Ce face ea este că ea nu știe cine vrea să fie. Dar știe că nu vrea să fie ca mama. Deci dacă o întreb ce vrea să facă în viața asta, nu știe. Dar știe că nu ca mama. Fuge de sine. Este într-o continuă apărare. Continuă. În continuu ai senzația că cineva vrea să te atace. Tot timpul stai așa. Încordat. De obicei, împotriva acestei femei lucrează instinctele, pentru că nu putem fugi de mama noastră, nu putem fugi de maternitatea din noi, de femeia din noi. Ce înseamnă instinctele lucrează împotriva noastră? De la pierderi de sarcină, din păcate, până la boli autoimune, până la tot felul de pierderi, inclusiv de business-uri pe care voi le dezvoltați și care ajung în picul lor și ai senzația că acum ar trebui să meargă, totul se dărâmă. Tot aici regăsim, pentru că apare această întrebare în întrebările pe care le-ați pregătit pentru mine, furie pe copii. Sunt mame care ajung să spună, eu nu pot să-mi suport copilul. Și asta nu este adevărat. De fapt, mai adevărat este, eu nu mă pot suporta pe mine pentru că eu seamăn cu mamă. Eu nu mă pot suporta pe mine în rol de mamă. Asta e tragedia voastră. De asta urlați la copii. De asta nu puteți să-i țineți alături. În afară de faptul că ați învățat să înghițiți furie și nu știu ce. Dar ați învățat să înghițiți furie pentru că eu nu vreau să fiu ca mamă. Și ghiciți unde ajungem. Exact acolo. Tot acest tip de femeie își va alege o profesie pe care mama nu o înțelege. Mama nu se poate băga acolo, nu poate să-ți dea sfaturi, nu poate să-ți vorbească despre asta. Dar este foarte clară bărbaților. Au succes în carieră de obicei, dar viața trece pe lângă ea. Sunt femei care se dezvoltă spiritual mai mult decât fizic, ajung să-și neglijeze corpul, după aceea se întorc în tot felul de yoga și chestii, dar nu ține foarte mult, iar dacă o fac, atunci o fac astfel încât se chinuie pe sine, pentru că ea încearcă să-și trezească în ea viața. Controlează foarte bine propriile emoții, dar asta... nu o face mai vie. Toate aceste patru tipuri despre care am vorbit nu sunt exhaustive. Ele pot fi împletite. Ele pot să apară în diverse perioade ale vieții noastre. Și eu le-am avut și le mai am uneori.
Și întotdeauna mă întreb, dar pentru ce? De ce? Da, ne regăsim puțin în toate. Cam așa. Se poate întâmpla, Ana Maria. Și concluzia la care am ajuns eu, de ce ne facem noi nouă asta, este pentru că, la nivel inconștient, e un fel de jertfă pe care noi o aducem marii mame. Nu se poate regla relația cu marea mamă în capul nostru, din inconștientul colectiv, decât dacă îi aducem o jertfă. Amintiți-vă de toate zeitățile antice, deitățile antice, de cucuteanca noastră. Întotdeauna există o jertfă. Pentru că noi am ieșit din zona ritualului și am devenit foarte cerebrali. Și ritualurile noastre sunt desacralizate. Noi nu mai avem zona de ritual sacru decât în cadrul bisericii, pe care noi iarăși o condamnăm. Atunci jertfa pe care noi o facem este suferința pe care o avem în viață. Deci, practic, ceea ce facem noi este că suferim pentru ca să ne iubească mama. Indiferent că asta este mama natură sau este mama fizică. Iar dacă mă întrebați cum să ieșiți, înseamnă că sunteți blocate în zona 2, acolo unde am vorbit, și 4. Și nu vreți să ieșiți de acolo. Pentru că acest lucru este pe nivel inconștient. Și indiferent cum aș spune eu, și asta este experiența pe care eu o am, pe pași cum se iese, ceea ce o să faceți este că o să stați în asta. Pe pași cum se iese, totuși, eu o să spun pentru cei dintre voi care n-au înțeles încă că sunt acolo, este să acceptați că sunteți exact ca și mamele voastre. Să aveți o discuție emoțională, interioară cu voi înșivă, în care să vă permiteți să râdeți, să plângeți, să vă apucați, să coaceți pâine și să însăilați sau desenați simboluri. Astea sunt primii pași de făcut. Sunt foarte ciudați pașii, pentru că, în mod normal, noi ne învață că trebuie să facem exerciții. Acestea sunt exercițiile. Pentru că nivelul despre care noi vorbim nu este mental, ci este energetic și emoțional. Și atâta timp cât nu se lucrează pe acest nivel, nu se va întâmpla nimic în viața voastră. Nimic diferit în viața voastră. Ce se va întâmpla este că veți ieși pentru o perioadă și veți cădea înapoi. Se lucrează întotdeauna pe inconștient. Atunci când eu ajung să nu mai am pretenții față de mama mea, pentru că este exact așa cum este, m-am eliberat. Atunci când eu nu-mi doresc să mă iubească altcineva pentru că am făcut ceva, m-am eliberat. Cum să fac asta? Am zis, contact cu ceea ce este natural în noi. Amintiți-vă că mama mare, care în fiecare dintre noi, înseamnă materie, natură, înseamnă familie și înseamnă uter. Deci, intrarea, în cazul acesta, este exact acolo unde este ieșirea. Adică ieșirea este exact acolo unde e intrarea. Uter, creez ceva nou și îi permit să existe și arăt lumii. Pentru că atunci când naștem un copil, noi nu ascundem asta. De ce am ascunde ceea ce creăm? Pentru că ne pare nou că nu este prea bun și nu este prea frumos? Voi ascundeți copilul vostru că să ziceți că el nu-i tare frumușal. Nu-l ascundeți. Iar dacă l-ascundeți, se întâmplă ceva foarte dur cu voi. Sunteți în gaură neagră. Familia, locul de alături de voi este locul partenerului vostru. Și atunci lucrurile încep să se manifeste spre bine în viața voastră. În locul lui nu este, nu-l vedeți nici ca mama voastră, nici ca fostul vostru, nici ca bărbatul vostru ideal, nici ca pe copilul vostru. Și el exact la fel. Copiii stau întotdeauna în viitor, noi lor le oferim. Părinții stau tot timpul în spate,
Noi ajutăm ca pe părinții noștri, dar ei nu devin nici copiii noștri și nici agresorii noștri. Extrageți, nu contează categoriile, pentru că nu e despre categorii. Extrageți cei ce seamănă cu voi și fiți atenți la cei ce se întâmplă. Cum reacționați așa? De ce reacționați așa? Iar dacă mama voastră fizică este o mamă toxică, nu este obligatoriu să comunicați cu ea. Asta e un răspuns la o întrebare care a venit. Nu este obligatoriu să comunicați cu ea. Nu aveți nevoie să faceți asta. Aveți nevoie să mai luptați cu ideea că vă doriți o altă mamă. Pentru că mama pe care o avem este mama pe care o avem. Și în momentul în care vedem asta și înțelegem asta, ne eliberăm. Și atunci vine dragostea, responsabilitatea și bucuria. Toxic înseamnă intervine permanent în viața voastră la modul cu șantaj. Toxic înseamnă vă critică, dar nu e vorba de o critică normală, cum e obișnuit la noi în societate. E abuzivă. Toxic înseamnă vă verifică banii, partenerii, copiii și tot felul de alte chestii. Toxic înseamnă vă sufocați alături de ea. Din păcate, asemenea mame există. Asta este primul caz de mame despre care am vorbit. Și acum, când lucrăm asupra noastră, se schimbă chestia asta. Se schimbă. Mamele nu mai devin sursele noastre de lăzdi cu noi. Majoritatea mamelor noastre, așa cum și noi ajungem pentru copiii noștri, sunt lăzdi cu noi. Toate frustrările noastre, tot le aruncăm încolo. Mama devine vinovată pentru tot ceea ce nu ne merge nou în viață. Eu în ghilimele pun asta. Mama devine vinovată pentru neîncrederea noastră în sine și tot așa. Atunci voi nimeriți în zona rănii deschise și o deschideți singuri. Este ca și cum v-ați griat, dar voi stați și scobiți până când rana asta devine atât de mare că se infectează și trebuie tăiată mână. Terminați asta. Când căutăm cauzele, eu răspund la o întrebare, nesiguranței și anxietății noastre, întrebarea corectă este cum să ies din asta, nu unde sunt ele. Împreună cu terapeuții puteți ajunge la de unde vin ele pentru ca să le puteți elibera. Un terapeut bun nu vă va lăsa în această întrebare, ci vă va ajuta să descărcați emoția, pentru că asta contează. Dacă noi reușim să decongestionăm emoția, am rezolvat problema. Și dacă plângi, ce-i rău în asta? Plângi pentru că ești vulnerabilă. Dacă voi vreți să vă jertfiți în continuare, stând în luptă cu mamele voastre, asta este următoarea întrebare. Atunci, spor. Eu vă propun să mergem mai departe. Eu vă propun să ne vindecăm de toată povestea asta. Și dacă în capul vostru apare iar întrebarea cum să mă vindec, vizionați din nou live-ul. Uitați-vă la filme. Înțelegeți care este conexiunea voastră cu natura. Coaceți pâine. Faceți dulceață de gutui și mâncați. Cumpărați dulceață de gutui și mâncați. Terminați. Pretențiile voastre față de mama voastră sunt pretențiile voastre față de voi. Eu nu mă iubesc destul, eu nu mă văd pe mine destul. Dar există tehnici de lucru cu mama și ele sunt importante. Și e important să vă permiteți să treceți prin ele. La Paris o să facem asta. La Chișinău pe 26-27 o să facem asta. De ce anume gutui? Pentru că e vorba din conștientul colectiv de aici, din zona asta. Pentru că mama punea gutui pe geam. Mama, am în vedere natura.
putem învăța cum să nu rănim ca mame, dar întotdeauna către voi va veni copilul pe care îl veți răni. Și relaxați-vă, vă rog. Cu cât mai tare o să vreți să nu-i răniți, cu atât mai tare o să-i răniți. Pentru că noi venim în viață cu niște amprente ale rănilor și venim la acei părinți pentru ca ei să deschidă rana, ca noi să o putem vedea, vindeca și găsi în ea misiunea noastră și bijuteria care suntem. Deci dacă nu vă puteți accepta mama, sunteți total invitați în ceea ce facem. Plecarea departe de casă poate fi o fugă din relația cu mama? Poate fi, dar nu întotdeauna este legat de asta. Poate fi pur și simplu o chemare a sufletului vostru, nu este despre întotdeauna despre asta. Și iarăși mă întrebați despre consultații individuale și răspunsul meu în continuare este eu nu țin consultații individuale decât cu anumiți oameni din cursurile mele în care există abonamente pentru așa ceva. Asta este acum povestea. Eu am decis că pot susține fără niciun fel de jenă, pot susține mult mai mulți oameni făcând cursuri decât lucrând cu unul. De aceea fac foarte rar consultații și vă chem la cursuri. Credeți-mă, calitatea la ceea ce se face este înaltă, ca să nu zic altfel. Când tindeți să o judecați pe mama, când vă simțiți vinovat, când vă înfuriați pe mama voastră, este totul despre această ruptură între ce aștept eu de la mama, despre mama noastră divină. Da, veniți în cursuri, veniți în cursuri. Ce se va întâmpla în Tenerife? Sunt 7 zile de transformare, într-un mod foarte unic. Retreat-ul este organizat de Vadim Țurcanu și Ana Daud, oamenii mei dragi. Și eu sunt invitată, sunt acolo 2 zile. Se întâmplă lucruri magice, eu nu pot să vă spun. Uitați-vă la ei pe pagină, scrieți-i lui Vadim, pentru că acum este finalul înscrierilor și Vadim o să vă răspundă la toate întrebările și Ana o să vă răspundă la toate întrebările. Sunt 7 zile transformaționale realmente în care se lucrează atât cu zona părinților, partea de constelație o fac eu și partea de muncă energetică, atât cu zona fricilor și dorințelor. Transformările sunt profunde și sunt multe provocări. Regăsirea sinelui este întoarcerea la nucleul tău, la cine ești tu în afară, la tot felul de alte chestii. Dacă ați mâncat singure dulceața de gutui, atunci dați-o și altora. Dar cursurile sunt online. Sunt și pe viu, sunt și online. Cum să înțelegem când am luat locul nostru și deja mama nu este alături, dar în spate? Vom simți asta. Haideți să facem așa. Este nevoie de un proces. Cel puțin, pentru ca să putem să facem acest lucru. Haideți să facem așa. Îmi iau un pic de timp, adică sper vinerea următoare să pot ieși. Nu mai știu ce dată este în funcție de dată. Dacă nu am cumva ultima... Am, cred că, în traiectorie ultima ieșire, ultimul curs. Dar săptămâna viitoare eu o să ies și o să facem împreună niște exerciții, dacă vreți. Dar de data asta le vom face în Zoom, pentru ca să avem intimitate. Dacă vă doriți un asemenea tip, îl facem. Pentru că eu știu ce înseamnă această temă și tare îmi doresc să vă pot susține atât cât vă pot susține. Cam atât. Vadim Țurcanu, Alexandra Gaidău. Uncage sunt, poți să-i găsești așa, Ana Daud, Vadim Țurcanu. Pe Instagram este Vadim, cu 2 de D. Îl găsești la mine în stories etichetat. Sau Uncage. Da, eu vă recomand cursurile mele, realmente vă le recomand.
Femeile însărcinate pot participa la cursurile pe care eu le țin, pentru că eu am exerciții safe în mare măsură și se lucrează safe, dar atunci când e vorba să nu participe, atunci le spun foarte clar că nu au voie să facă acel lucru. În ceea ce urmează cu poveștile vindecătoare, se va putea și pentru femeile însărcinate. Deci Vadim Țurcanu și Ana Daud. Cum te eliberezi de amintirile triste? Simplu. Îți permit să nu te mai gândești la asta. Înțelegi care sunt beneficiile din faptul că stai în această istorie și ce jertfă aduci naturii. Anca. Așa bănuiesc numele tău. Ce jertfă aduci naturii? Care este beneficiul din faptul că te gândești tot timpul la asta? Noi toți am fost răniți de mamele noastre și înțeleg durerea ta, dar întrebarea mea este, vrei să mai stai acolo sau vrei să ieși? Atât. Asta este întrebarea acum și te aștept data viitoare să lucrăm. Așa. Uite, Ana Daud a răspuns. Ana Daud Sanborn. Toată gașca este aici, da. Da, este magie ce se întâmplă în cursuri. E adevărat. Și vă aștept cu mare drag la ele. În Moldova e pe 26-27 și e tocmai această temă. În Paris e pe 3. Tocmai am aflat că nu e Paris, dar e de France, care e alături de Paris. Iar în Tenerife e de pe 3, pe, nu pe 10. Anetca scrie. Voi anunța despre exerciții. Eu vă mulțumesc tare mult. E târziu. Și vă mulțumesc că sunteți. Eu îl voi încărca și pe YouTube și aici. În Moldova este pe viu. Pe viu. Cursurile online. Online următorul va fi Caleta. E un maraton scurt, un curs scurt. Uitați-vă pe Instagram, este. Alexandra, mama mea a murit nemulțumită de faptul că noi am fost prezentă lângă ea. Mă chinuie aceste gânduri. Fă pentru mama o masă mare și hai în exercițiile pe care o să le faci. Eu mă străduiesc să fac 2-3 exerciții pentru voi care să elibereze durerea. Eu înțeleg despre durere. Simt durerea voastră și vă onorez. Și a ta și a Ancăi care a fost abandonată. Da, vă înțeleg. Dar nu pot să zic nimic acum decât că vă aud și vă văd. Da, Vadim cu Aniutca sunt oameni cu inimă absolut specială. Termină la 22:22, mai avem un minut, așadar mă uit ce ați mai scris. Cineva m-a întrebat despre copiii avortați, ei au influență foarte mare asupra neamului și asupra ceea ce trăim noi. Adesea unii dintre noi trăiesc viața copiilor avortați. Asta este o temă mai specială, mai mare, pe care sper să o pot aborda cândva, copiii pierduți, copiii avortați și tot așa. Și mai era o întrebare foarte importantă despre, iată, copiii morți în neam. Despre asta voi reveni când vorbim despre neam în timp. Dacă voi căutați să mâncați mereu, este un alt răspuns la o altă întrebare, este vorba despre nevoia de dragoste a mamei mari.
Învățați-vă să plantați copaci. 22-22, la revedere, îngerii ne iubesc. Eu vă mulțumesc. Să dormiți legănați de Marea Mamă. Vinovăția este întotdeauna mândrie. Astea sunt ultimele chestii pe care le spun. Live-ul va fi salvat. Mai scrieți întrebări în comentarii și eu să răspund. Vă cuprind.